Marți 23 aprilie 2024 spre seară a avut loc un accident auto cu mai multe victime în Deva. În fapt, șapte persoane au fost rănite în urma unui grav accident de circulație produs la intrarea în municipiul Deva pe sensul de mers dinspre Arad. Un microbuz care se deplasa dinspre Mintia spre Deva a intrat în parapetul care desparte sensurile de mers. Pompierii militari ai detașamentului Deva au intervenit cu trei autospeciale și două ambulanțe smurd la fața locului, aflându-se și două echipaje ale serviciului de ambulanță Județean. Salvatorii au extras cele șapte victime, toate aflându-se în microbuzul implicat în accident. Persoanele rănite au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență din DEVA.